Dacă cumva copilul vine acasă cu vânătăi, zgârieturi sau mușcături de la grădiniță, e clar, are un conflict cu un coleg. Cu cineva. Cum trebuie să reacționeze un părinte și care este calea soluționării conflictelor? Niciodată nu știi că te ia valul, dar hai să aflăm. Anii de grădiniță sunt perioada în care copiii își formează abilitățile de comunicare, leagă noi prietenii. Ți-ai făcut prieteni la grădiniță? Da. Care sunt prietenile tale? Sofia, Șelia și Florentina. Copilașii la grădiniță toată ziua trebuie să comporte frumos. Ei trebuie să fie toți prieteni. Pe lângă prietenii mai sunt însă prezente și conflictele. Copiii deseori recurg la agresivitate, încercând să rezolve o situație de conflict. Dacă situația nu este atât de gravă, atunci îi lăsăm singuri pe copii să rezolve conflictul, să recurgă la împăcăciuni. În conflictele mai grave trebuie să se implice atât educatorul cât și părinții. După ce am văzut cauza și am văzut emoțiile, încercăm să rezolvăm acest conflict. Fie în baza unui joc, fie în baza unei situații de dramatizare, fie creiem noi aceste situații în care vedem și stabilim cu copiii ce a fost bine și ce a fost rău. Atunci când copilul bătăuș prezintă pericol pentru semenii din preajmă, se recurge la o procedură legală de rezolvare a conflictului. Administrația grădiniței este obligată să facă o anchetă de serviciu asupra acestui caz. Se cheamă Direcția pentru Dreptul Copilului, polițistul de sector, părintele copilului care necesită un ajutor și psihologul. Respectiv, administrația grădiniței se face o comisie unde se decide dacă părintele are corect grijă de copilul acesta. În calitate de probe se poate instala și o cameră video, însă doar cu acordul tuturor părinților din grupă. Se face o ședință, o comisie prin care se depistează dacă copilul are nevoie de psiholog sau nu. În cazul în care mama totuși nu recunoaște pe parcursul unei perioade că copilul ei are dereglări psihologice, în cazul ăsta Direcția pentru Dreptul Copilului are dreptul să priveze această mamă de acest copil. Conflictele mai grave care se depistează între copii se cer a fi rezolvate între adulți. În niciun caz nu e voie ca părintele celui agresat să își regleze conturile cu copilul bătăuș.